Pensiile pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special vor fi calculate în cuantum de 80% din salariu, potrivit unui amendament la proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență 57/2015, susținut luni în plen de senatorul PSD Viorel Arcaș, informează Mediafax. Amendamentul susținut de Arcaș prevede că pensiile se calculează în cuantum de 80% din salariu, în timp ce amendamentul adoptat de Comisia pentru Buget prevedea 80% din baza de calcul. Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special cu vechime cumulată conform articolului 3 de cel puțin 25 de ani beneficiază la împlinirea vârstei prevăzute de lege de pensie de serviciu un cuantum de 80% din salariul calculat prevăzut la articolul 28, este amendamentul adoptat în plen. Un alt amendament adoptat de senatorii din Comisia pentru Buget și votat și în plen prevede că pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate depăși cuantumul de 100% din baza de calcul. Proiectul de lege a fost adoptat în plenul Senatului cu 96 de voturi pentru și 2 abțineri, Senatul fiind prima cameră sesizată. În forma inițială a ordonanței de urgență, formula de calcul pleca de la o bază de 65% din salariu, la care se adăuga 1% pe an după 25 de ani de vechime, procentajul putând crește doar până la 85%.